Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție au făcut 5 percheziții la biroul și locuința Adrianei Lorena Bârleanu, șefa Centrului Medical Județean Suceava. Structura subordonată Direcției Medicale a Ministerului Administrației și Internelor se adresează polițiștilor, jandarmilor și pompierilor din județ. Femeia este anchetată pentru presupusa săvârșire a infracțiunilor de luare de mită și fals intelectual. Mai exact, procurorii susțin că în ultimele 4 luni medicul ar fi primit de la mai mulți pacienți sume de bani între 50 și 100 de lei pentru a elibera procese verbale de incapacitate temporară de muncă, concedii medicale, fișe medicale, rețete medicale compensate și bilete de trimitere pentru analize RMN. Unele dintre documente au fost completate cu date false, astfel încât pacienții să beneficieze pe nedrept de concedii medicale. După audieri, procurorii au decis să o cerceteze pe doctoriță sub control judiciar, perioada în care s-a interzis să exercite profesia de medic și activitatea de medic șef al Centrului Medical Județean Suceava. Adriana Lorena Bârleanu este cercetată în paralel într-un alt dosar și de procurorii DIICOT pentru administrarea fără drept a unor medicamente de risc în afara condițiilor legale.